Pentru o mică punere în context, evenimentele din această poveste au avut loc când aveam 21 de ani. Sunt bărbaș și am fost întotdeauna oarecum retras. Nu am fost niciodată în mulțimea populară și nu mi-am găsit niciodată cu adevărat prieteni în liceu. De asemenea, întotdeauna mi-a fost destul de greu să vorbesc cu fetele și sau să le invit în oraș. Nu e vorba că sunt prea nervos, doar că nu știu ce trebuie să spun sau să fac ca să port conversația mai departe. Am o soră geamănă care este pe exact opusul. Ea întotdeauna a fost populară, a avut tone de prieteni și de obicei mereu era într-o relație stabilă. Ea e definiția unui om sociabil și obișnuia să glumim despre cât de diferiți suntem unul de celălalt. Pe mine nu m-a deranjat niciodată și, de fapt, unele dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei mele au fost prostiile și glumele pe care le-am făcut cu sora mea. Să trecem rapid la 21 de ani, chiar în preajma zilei îndrăgostiților. Nu știu sigur dacă a fost din cauza vremii reci constante sau a faptului că sora mea ieșea cu prietenul ei, dar mă simțeam deosebit de singur. Am întrebat-o pe sora mea dacă mă poate ajuta să-mi fac un profil pe unul dintre cele 1000 de site-uri de întâlniri care există. Am trecut prin toate criteriile și am dat câteva zile pentru a vedea dacă am primit vreun răspuns. Am primit câteva mesaje, dar conversațiile s-au stins după câteva schimburi de replici. Cu o zi înainte de ziua îndrăgostiților, am primit un mesaj de la o fată, extrem de atrăgătoare, care nu mi-ar fi acordat nici măcar o clipă în liceu. Numele ei era Gwen, care mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a mintea de Gwen Stacy din benzile desenate Spider-Man. Ea făcea ca discuțiile să fie foarte ușoare, ceea ce era minunat, pentru că eu nu mă pricepeam niciodată să conduc conversațiile. Rădea de umorul meu sec și întotdeauna menținea conversația. Gândindu-mă că e posibil să nu fie, cine a spus că este sau poate era o țeapă, am rugat-o să vorbească pe FaceTime cu mine, iar ea s-a conformat. Am fost șocat să văd că chiar ea era. Și sincer să fiu, nu prea mi-a venit să cred. Am vorbit despre o mulțime de lucruri. Lucrurile pe care le întrebe cineva atunci când începi să-l cunoști și ești în mod clar interesat. În cele din urmă, mi-a spus că sunt unul dintre cei mai drăguți oameni cu care a vorbit vreodată și că sunt diferit de ceilalți tip cu care a vorbit sau cu care a fost în trecut. În cele din urmă, am stabilit un plan pentru o întâlnire în persoană. Când a venit ziua, am luat-o de acasă, dar nu de la ea. Mi-a spus că trebuie să lucreze și că aș putea să o iau din centrul orașului. Nu m-am gândit la nimic, așa că nu mi-a tras niciun semnal de alarmă. Am băut câteva pahare și după am fost la cină. Aveam de gând să mergem la un film după, dar în timp ce plăteam nota de plată, mi-a spus Hai să mergem într-o aventură. Confuz de ceea ce însemna asta, am rugat-o să mă lămurească. Ea a spus cu vocea spumoasă, cu care m-am obișnuit și cu care mă simțeam atât de bine, Hai să mergem la lacul albastru. Au trasee acolo, iar luna se reflectă în lac. Va fi super romantic și mult mai bine decât orice film. Nervos, dar entuziasmat, am spus, desigur, dar în mintea mea îmi plăcea ideea filmelor pentru că nu trebuia să mă gândesc la ce să spun și să port o conversație. Am mers cu mașina până la lacul albastru, care este numele acestui parc frumos din orașul meu natal. De fapt nu se numește așa, dar pentru că lacul are o culoare de albastru intens, toată lumea din oraș îi zice așa. Am ajuns acolo pe la ora 22, iar eu începusem să devin nervos și mă simțeam că o să încurc cumva lucrurile. I-am trimis un mesaj surorii mele și i-am spus unde mă aflu și am rugat-o să-mi dea un fel de sfat despre ce să fac sau ce să spun. Nu mi-a răspuns imediat din păcate. Erau câteva mașini în parcare, ceea ce era ciudat pentru o ora din noapte, dar eu încercam să mă distrez. Ea mi-a spus, oh, nu fi nervos din cauza mașinilor, probabil că sunt doar cupluri venite care încă sărbătore ziua îndrăgostiților. M-a apucat de mână și a început să meargă spre una dintre poteci putea să-mi spună orice în acest moment și eu aș fi mers cu ea. Mi-a dat drumul la mână și am mers pe poteca de lângă lac, unde a spus foarte tare Wow, ce frumos e lacul ăsta!" Mi s-a părut cam ciudat cu de tare a spus-o, dar, din nou, nu prea mi-a păsat. În timp ce ea se holba la apă, mi-am verificat telefonul să văd dacă sora mea mi-a răspuns la mesaj și atunci am citit mesajul de la ea care zicea doar Ești de acolo acum!" Complet speriat, mi-am întors privirea spre Gwen, care stătea chiar acolo, cu un zâmbet uriaș pe față. Ce s-a întâmplat, dragule? a spus ea cu o voce blândă. Am încercat, dar nu am reușit să răspund. Avem o sută de lucruri care îmi treceau prin cap în acel moment. Când ea a spus cu o voce cochetă, Nu vrei să mă săruți? În sfârșit am avut curajul să-i răspund și am spus, Trebuie să plec. Gwen a râs de mine și a spus Ah, nu fi timid, abia mi ajuns aici. M-am întors și am încercat să ies de pe traseu, iar acolo erau doi tipi care stăteau fix în spatele meu. Eram înghețat de frică, neștiind de ce nu se dădeau la o parte din drum. Gwen a venit în spatele meu și mi-a șoptit la ureche Nu plecăm încă, prietenii mei tocmai au ajuns aici. Am încercat să fug, dar alți doi indivizi au fugit din cealaltă parte și m-au atacat sunt un tip destul de mare, dar nu puteam să țin piept la patru inși. M-au ținut la pământ, lovindu-mă pe rând. M-a durut, dar adrenalina provocată de frică m-a împiedicat să am dureri intense pe moment. După, m-au legat de un copac, mi-au furat portofelul, mi-au luat cheile de la mașină și m-au mai lovit de câteva ore înainte de a pleca. Gwen mi-a luat telefonul și l-a aruncat în lac. La câteva minute după ce am fost acolo, legat de copac, am văzut luminile intermitente ale serviciilor de urgență care intrau în parc. Am strigat după ajutor, iar poliția m-a găsit legat acolo. M-au ajutat să mă dau jos și au început să mă interogheze. Când a sosit sora mea, se pare că imediat după ce am trimis mesajul, a sunat la poliție și s-a grăbit să vină ea însă și aici. Era la o petrecere, iar un grup de băieți erau acolo și spuneau că vor să sară pe un ratat la lacul albastru. Aveau un întreg plan de a-l jefui, de -a l bate și de a-l lăsa acolo. Sora mea a spus că sunt penibil și nesimțiți și a plecat fără să se gândească la asta până când a primit mesajul de la mine. Nu și-a asumat niciun risc și a sunat imediat la poliție. Au reușit să-l găsească pe unul dintre cei patru tipi, dar nimeni din ceilalți trei nu i-au găsit și nici pe Gwen nu au reușit să o găsească poliția. Toate informațiile ei online erau false, așa că nu au putut să o urmărească. Mașina mea avea câteva daune minore și părea a fi fost folosită pentru consumul de droguri. Aveam doar răni minore, inclusiv o comoție, un braț gâzriat rău și câteva dureri unde fusesem lovit. Ceea ce mă bântuie și mă deranjează până în ziua de astăzi este motivația pentru acest eveniment. Chiar a meritat tot efortul de a fura portofelul și mașina unui student falit? Aveam poate câțiva dolari la mine și mi-am anulat imediat cardul de credit. Mi s-a părut mult prea mult pentru un câștig atât de mic. Patru ani mai târziu, încă mai am coșmaruri în acea noapte. Chiar dacă incidentul ar fi putut fi mai rău, încă mai am cicatrici psihice din cauza faptului că am fost atacat de un grup de străini. De atunci mi-am găsit o prietenă extraordinară și nu mai locuiesc în orașul meu natal. Să sperăm că de la această poveste, site-urile de întâlniri au făcut un efort pentru a-și autentifica utilizatorii pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple.